cele înterate, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Cele înterate sunt o subdiviziune de animale nevertebrate acvatice. Trăiesc în orice mediu salin și în unele ape dulci. Corpul lor este pluricelular, fără organe. Sistemul muscular nu este format din celule musculare adevărate, ci din celule epiteliale specializate. Corpul are formă de sac cu un singur orificiu bucoanal înconjurat de tentacule. Prezintă două forme, forma de polip și forma de meduză. Peretele corpului celenteratelor este format din două straturi, ectoderm și endoderm. În ectoderm posedă celule ursicătoare denumite nematoblaste, care servesc la apărare sau atac. Tentaculele servesc pentru atingere și captarea hranei. Privind hrănirea, celenteratele sunt prădători. Capturând, paralizând și ucigând prada cu ajutorul celulelor usturătoare și a tentaculelor, trag spre orificiul bucoanal care se poate închide foarte puternic. Dintre cele înterate fac parte coralii, hidrele, meduzele, anemonele, penele de mare și unele specii endoparazitare. Simetria corpului este radiară. Cele înteratele se clasifică astfel: clasa Hydrozoa sau hidrele, clasa Scyphozoa sau meduzele și clasa Anthozoa sau coralii. Hidrele sunt cele înterate de dimensiuni foarte mici și cresc pe pietre sau pe plante acvatice în ape dulci. Se pot deplasa și pot captura hrana folosind tentaculele. Meduzele trăiesc în ape sărate, mări și oceane. Corpul lor este moale, gelatinos, format dintr-o umbrelă și numeroase tentacule cu care înnoată. Organele de simț pentru văz și pentru echilibru sunt cele mai simple din toată lumea animală. Coralii sunt animale fixate pe un substrat, trăiesc de asemenea în ape sărate. Corpul lor este dur datorită conținutului de calcar. Formează grupuri de dimensiuni mari, recife de coral, considerate adevărate ecosisteme. Știați că recifele pot forma o barieră de coral situată paralel cu țărmul, atât la adâncimi de câțiva metri, cât și la adâncimi de la 20 până la 80 de metri. Cea mai mare barieră de coral se află în nord-estul Australiei și se întinde de-a lungul a 2600 de kilometri. Vă mulțumesc pentru atenție!